farsele lui Buzdugan, numai la Dimineața de Mentă. Salut, mâna! Bună ziua! Sunteți fica domnului senator Pop? Da. Corina, da? Da, da. Numele meu este Horia Patapievici, de la compania aeriană British Airways. Ați auzit de compania noastră? Da, am auzit de la tata, dar momentan nu este acasă. Nu, voiam să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că știu că săptămâna viitoare este un eveniment important în viața dumneavoastră și anume faceți majoratul. Da, de unde știți? Știm pentru că data este în baza noastră de date și avem date și despre membrii familiei. Vă rețin cumva? Aveți timp să... Nu e nicio problemă, am timp. Da, am venit de la școală. Noi vrem să vă facem un mic dar de ziua dumneavoastră și anume două bilete de călătorie până la Londra, pe ruta București-Băneasa, Lehliu-Gară, Balotești-Londra. O călătorie de două persoane, v-am spus, cu unul din avioanele noastre cele mai performante de ultimă generație. Este vorba despre un Antonov 24 diesel. Mulțumesc, tata mi-a făcut surpriza asta. E din partea noastră, v-am spus că tata e în baza noastră de date. Da, vă mulțumesc. Da, vreau să vă întreb că sunteți o fire aeriană sau dacă nu vă e teamă. Nu, de zbor. E în ordine, sunt o fire aeriană, nu am probleme cu zborul. Mă simt foarte bine. De fiecare dată când plecam cu părinții în concediu, mergeam cu avionul, nu mi-e rău, nu vine să vomit, sunt ok. Rău de înălțime aveți? Rău de înălțime nu. Ah, bun, deci sunteți clar o fire aeriană. Clar, cu siguranță. Vă trecem în perioada de Crăciun? Ar fi mai bine întâi să-l întrebați pe tata, pentru că noi aveam deja planuri pentru sărbători. Normal că o să discutăm și cu tata și va fi nevoie poate când vine acasă să-i povestiți despre o declarație. Deci tata, domnul senator, trebuie să dea o declarație cum că e de acord cu plecarea dumneavoastră. Da, bineînțeles, nu e nicio problemă. Îmi spuneți ce trebuie să conțină declarația respectivă. Bun, acum ce rugăminte am eu la noastră? Am avea nevoie pentru ca noi să vă înregistrăm, să vă luăm în calcul. E nevoie ca să facem o înregistrare în care dumneavoastră să mulțumiți companiei British Airways. E o formalitate, așa se face la fiecare, pentru că sunt biletele de protocol ale companiei și aceste bilete de protocol trebuie să dovedite. Da, da. Și e nevoie de o înregistrare din partea noastră în care să spuneți câteva cuvinte în limba engleză, să mulțumiți domnului director executive corporate al companiei noastre, domnul Son of the Beach. În limba engleză ați spus? Da, trebuie să mulțumiți domnului Son of the Beach, domnului executiv corporate al companiei British Airways. Dar ar fi o mică problemă. Da. Nu mă descurc deloc, pentru că fiind clasa a 12-a și având bacul, acum nu am timp să învăț și limba engleză. Bun, atunci e o problemă dacă vă repet eu expresiile și sunt expresii foarte simple, foarte uzuale. Poate că le-ați auzit și în filme, deci nu e mare problemă. Cred că am să mă descurc, da. Bun, deci o să vă înregistrez. Da. Și dumneavoastră să vă spuneți numele, prenumele. Da. Că sunteți elev în clasa 12-a și că sunteți o fire aeriană și că, nu știu, că ați dori să zburați cu compania noastră, că mulțumiți și așa mai departe. Bun, sunteți pregătită? Da. Ok, bun, haideți. Deci cu prezentare și cu mulțumiri. Și... Bună ziua, sunt Corina Pop și sunt elevă în clasa 12-a. Sunt o fire aeriană și întotdeauna mi-am dorit să pot zbura cu prestigioasa dumneavoastră companie British Airways. Și acum câteva expresii în limba engleză, o să repetați după mine, da? Da, da. Mr. Son of the Beach, I'm exciting for you. Mr. Son of the Beach, I'm exciting for you. And I want to make love with you. And I want to make love with you. Tonight. And fuck you very much. And fuck you very much. Ce-am zis? Nici nu știu ce-am zis. Puteți să-mi spuneți și mie? Da, e vorba că vă manifestați respectul față de compania noastră și față de domnul executiv corporate Son of the Beach. Adică, iar în final v-aș ruga dacă ați putea spune, cum ați spus acolo, fuck very much, care înseamnă mulțumesc foarte mult, să spuneți cum ar suna în limba română, de exemplu, mulțumesc foarte, foarte mult, noastră să spuneți fuck you very, very much, încă o dată. Da, da, da. Hai. And fuck you very, very much. Mai tare, mai cu viață un pic, mai cu suflet. Fuck you very, very much. Ok. V-aș întreba acum în finalul discuției noastre dacă v-ați gândit la persoana pe care să o trecem aici, că e nevoie și de numele celei de-a doua persoane. Am să merg cu un prieten, cu Marius. Marius și mai cum? Marius Vasile. Compania British Airways vă zice la mulți ani. Succes la bacalaureat. Mulțumesc, am să am nevoie. Sunt Daniel Buzdugan de la Radio 21 și a fost o farsă. Aoleu, dar cine mi-a făcut farsa? Vai, ce mi-au făcut. Tata fiind persoană publică, să nu audă, vă dați seama ce are și din toată chestia asta. E, nu știu, e implicat și numele lui și, nu știu, vă rog, faceți ceva, să nu afle tata. O difuzăm când ascultă tata, e ok? E ok atunci, bine.
Bun, la mulți ani încă o dată. Mulțumesc mult. Ascultă Radio 21 ca să zâmbești când te trezești. Radio 21. Alo? Alo? Bună ziua. Bună ziua. Sunt tatăl Suzanei. Dragoș la telefon? Da, Dragoș. Dragoș, deci o știi pe Suzana, o cunoști? Da, da, este fata cu care am fost la mare, nu? Da. Este vreo problemă? S-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat ceva și tocmai de aceea te-am sunat să te întreb pe tine, să vedem cum... Tu n-ai putea să... Tu ești din Piatra Neamț, am Da, eu sunt din Piatra. N-ai putea să te urci într-un tren să vii la Vaslui să... Da, nu e o problemă, eu am mașină, nu... Ce-a fost între voi la mare, spune-mi și mie, dacă... Păi nimic, o relație de amiciții, nicio problemă, fiecare... Am ieșit așa la suc, seara, beri, la o cină, nu s-a întâmplat nimic, dar ce v-a spus Suzana? Ce? Păi Suzana mi-a spus că este însărcinată. Da. Și... Cum? Dar... E cum? Asta se întrebă pe tine cum, nu mă întreb tu pe mine cum. Știi, domnule, că am copii, s-a întâmplat. Nu credeam că s-a întâmplat chiar așa, să îi rămână însărcinată. Tu ai trăit cu ea? Trăit cu ea e un lucru mare. Nu știu dacă aș putea să spun că am trăit cu ea. Dar ce ai făcut? Adică ai locuit cu ea împreună? Da, ai dormit cu ea? Da, am stat împreună acolo, la mare. Deci suntem o familie serioasă și noi nu avem chef ca să avem probleme. Da. Suzana nu vrea să renunțe la copil și am zis că să ne întâlnim să vedem cum facem. Deci, eu cred că voi ar trebui să fiți împreună, să vă căsătoriți. Păi, dar nu se poate, domnule, că eu am prietenă și eu trebuie să mă căsătoresc cu ea acum. Peste două luni eu am nuntă. Păi eu am prietenă, am nuntă acum. Păi și cum, tu ai plecat la mare și ți-ai bătut joc de fata mea și acasă aveai altă... Dar nu mi-am bătut joc, na, s-a întâmplat, ca între tine, știi jumătate cum e. Și acum cum rezolvăm situația cu fiica mea? Eu aș putea să vin la Vaslui să vorbim, nu-i nicio problemă. Poate rezolvăm pe alte căi, eu știu. Adică ce căi? Tatăl meu are o fabrică de cherestea, eu știu, vedeți neastră. Și dacă... Și cu fata se poate rezolva un avort, încă e de vreme, nu... Cum? Fac un avort, nu? Dar nu ți-e rușine să spui așa ceva? Mai cum să facă fiica mea avort? Nu, dar vreau să rezolvăm într-un fel. Soluția este ca voi doi să fiți împreună. Păi, dar nu putem să fim împreună. Dacă eu trebuie să mă căsătoresc acum... Tu n-ai știut cât trebuie să te căsătorești? Ba da, dar eu știu ce să vă spun. Păi, cum facem atunci? Păi, ne întâlnim la Vaslui. Cu părinții sau... Păi, nu-i nevoie, că eu sunt băiat mare, nu-i trebuie să vin cu părinții. Rezolv eu, că și eu am afacerile mele, nu-i nicio problemă. Dar ce spuneai tu de cherestea și de da, astea? Da, păi... Tatăl meu are o fabrică de cherestea și... Păi înseamnă că îți permiți să plătești pensia alimentară dacă ai fabrică de cherestea. Da, dar nu cred că vă convine voastră, că nu e așa de mare pensia alimentară. Poate rezolvăm cu niște bani mai mulți acum, nu? Adică tu la ce te-ai gândit? Păi eu știu dumneavoastră cam cât ziceți așa. Te rog să înțelegi lucrurile, noi nu suntem o familie de bagabonzi. Da, tocmai, eu am înțeles și de aia vreau și să rezolvăm între noi așa. Deci nu eu nu fac afaceri cu, cum zic eu, cu fundul lui fiică mea, da? Da, exact. Eu nu fac afaceri pe fundul ei, dar dacă s-a întâmplat treaba asta și tu am înțeles că te căsătorești și da. Vrei să... Da, nici să nu se afli sau să nu se afli așa în lume, na. Nici părinții mei n-aș vrea să știe prea multe. Eu n-am vrut să rămân însărcinat. Mi-e pare rău pe situația care s-a întâmplat. Da, păi dacă îți pare rău, de ce n-ai folosit prezervativ? Păi, dar am avut prezervativ. Cum ai avut prezervativ? Am avut, domnule, dar și numai cum a rămas, eu... Cum da, vă explic, băi, cum a rămas mai... însărcinat dacă tu ai avut prezervativ? Eu sunt așa mai subțirel și mi-a alunecat prezervativ. N-am înțeles. Eu sunt mai subțirel așa și mi-a alunecat. Ce ți-a alunecat? Mi-a alunecat prezervativul. Hai, s-a întâmplat, eu n-am vrut. Dar ea nu s-a prins în secunda aia, deci voi nu v-ați dat seama, nu ți-ai dat seama? Nu-ți că... mai dai, nu știi jumătate cum e când e secunda aia, nu-ți mai știi nimica de viață. Bine, păi cum facem atunci? Ne vedem la Vaslui? Da, ne vedem la Vaslui, nicio problemă, dar așa să nu spui... Eu cu cherestea nu am ce faci. Nu, păi... Dacă m-ar putea rezolva cu un colțar de bucătărie... Da. Și suma de 1000 de euro. Ca să ne înțeleg, adică să... Dom'le, cu coltarul pot și cu banii am numai 600 de euro, strânși de mine, e bun așa? 600 de euro? Da. Și un colțar de bucătărie? Da, ăla se rezolv. Și cum mi-l aduci? Păi am eu mașină, nu nicio problemă, iau de la tata, de la fabrică. Da, ești băiețel, deci sper să nu avem probleme. Da, probleme. Nicio problemă. Și încă o dată te rog frumos, deci din clipa în care rezolvăm treaba, tu în viața vieții tale nu mai cauți și nu mai ai probleme, nu mai ai treabă problem, cu el. Nu, nicio problemă, că eu v-am spus că trebuie să mă însor. Prietena mea așa este supărată și...
Bine, deci ne vedem săptămâna viitoare. Bun, dar mai este o problemă, aș avea și eu... Ia spune. Să știu și eu cum aș putea să fiu și eu sigur că se rezolv problema cu copilul. Aș vrea și eu să merg la avort acolo cu ea, nu? Și unde se merge? Păi când merge fata să facă avort, să știu și eu, să fiu sigur, nu? Vrei să mergi cu ea la doctor? Da. Păi de ce se merge? Păi să nu mă trezesc după aia după vreo 2-3 luni că mă sunați iar și vreți alți bani. Atunci rezolvi tu cu mașina, o duci tu cu mașina? Da, nicio problemă. Alo? Da. Daniel Buzdugan de la Radio 21, sunt, a fost o farsă. Vă-le-o, bă, băiatul, ce mi-ai făcut, mă. Nu mai știam, mă plimb prin casă, nu știu ce să mai fac, mă gândeam numai la chestia asta. Dar cine mi-a făcut farsa? Fata care, cu care ai fost la mare, Suzana. Păi, leu, e disperată, mă, disperată rău după mine. E disperată, e zăpăcită după mine, văd că nu a ajuns să facă ies de aia la... radio, telefon să-mi facă mie față de astea. Distrus, văd că o să ajung un pic că-i nașpa. Radio 21. Alo? Da? Bună ziua! Bună ziua! Măi, ce se întâmplă acolo la voi? Nu puteți da muzica aia mai încetul? Că nu mă pot odihni absolut deloc! Ce muzică, doamnă, că muzica este dată încet? Acum ai dat-o încet că vorbiți la telefon, dar eu de câteva zile nu mă pot odihni. Vorbiți că la cine stați voi în gazdă? Proprietarul apartamentului știe despre ce este vorba, care este problema? Știi că faceți petreceri în fiecare seară când nu se poate... Dar bineînțeles că știe, noi pentru asta plătim aici. Măi, dar nu ți-e rușine să vorbești așa, ați femeie bătrână. No, nu, doamne, nu este rușine. Cum? Sunteți doamna de jos, nu de sub noi, nu? Să da, înțeleg. Da. Da, păi de când ne-am mutat noi aici în apartament, în continuu ne-ați urmărit, în continuu aveți ceva de comentat, care este problema? Nu mă pot odihni, că-ți femeie bătrână. Acum am venit de la cimitir, am fost la cimitir la o prietenă de-a mea, am avut o pomenire, am venit înghețată, nu mă pot o liniști eu în casă, femeie bătrână. Bine, doamne, atunci dacă era liniște acolo, trebuia să rămâneți acolo liniște, vă cumpărați acolo garsonieră și nu era nicio problemă, nu trebuia să vă certați cu nimeni aici din scara asta. Unde se rămâne? Unde? În cimitir. Nu ți-i rușine? Nu este rușine. Aș putea să-ți fiu bunică. Da, și? Aduceți băieți în casă, tot fiul de pânărămi, vă culcați cu ei acolo sau de tot fiul. Dar bineînțeles, suntem tineri și facem ce vrem la vârsta asta. Ce, ar trebui să cereți o coteală cuiva? Scârți-i paturile alea și țipați acolo și vă scremiți toată noaptea. Doamna, auzi, nu te supăra, de când nu ți-ai tras ultima oară ca să știi cum se întâmplă? Poftim? De când nu ți-ai tras ultima oară să știi cum se întâmplă? Ce să trag? Ce să trag? Ce să fac? Nu mă repet. Ce să fac, mai fată? Să mă ții? Să te... Fai de capul meu, dar eu sunt femeie bătrân, tu vorbești mie așa la telefon, mai curvă, măi! Doamne, poate este ceva, se întâmplă ceva cu hormonii dumneavoastră, poate ar trebui să încercați să vedeți cum te simți. Nu ți-e rușine să spui mie așa ceva porcării la telefon? Nu este rușine. Dacă vreți, este cineva lângă mine care vrea să facă sex cu o babă. Vă dau pe mâna poliție. Este... Da, și care ar fi problema? Avem relații și la poliție. Să vezi tu ce se întâmplă, ce treabă iese de aici. Ce treabă poate ieși? Nu este rușine deloc. Hal de educație vă da părinții voștri. Educație foarte bună am primit de la părinții noștri. Uite ce am ajuns, ce zile am ajuns, nu mă pot odihni în casa mea. Poți te muți în altă parte ca să te liniștești. Mai din capul meu, uite ce mă doare inima. Uite ce mă doare, auleu, ce mă înceapă inima. Alo. Alo. Alo, doamnă, ce este rău? Alo. Valeu. Băi, alo, doamnă, mai trăiește, alo, doamnă, Anca, alo, doamnă, mai ești? Anca, vin aici, nu știu, s-a întâmplat, cred că s-a întâmplat ceva cu baba asta de jos, nu știu ce n-a dat, s-a întâmplat, că s-a făcut rău, la naiba, m-am încercat cu ea la telefon, păi să mergem până jos, chemăm o salvare, mi-e frică, la naiba, moare din cauza noastră, alo, nu mai răspunde. Să mergem până jos. Alo? Să mergem până jos la naiba, poate a murit. Dacă a murit. Valeu. Alo, doamne, te simți rău? Chemăm salvarea? Ce s-a făcut rău? Ce s-a întâmplat? Nici n-am nevoie să mă enervez cu ce boală am eu. Îmi cer mii de scuze, doamnă. Îmi pare foarte rău dacă s-a făcut rău din cauza mea. M-am nervat, m-am sperat așa de rău de când am venit. Toată lumea are ceva împotriva noastră. Deci nu vreau să vi se întâmple ceva din cauza mea. Vin până la dumneavoastră să vă dau ceva, să vă dau o pastilă. Ce să vă dau? Da, deci pot să-mi aduci o pastilă. Cobor până la dumneavoastră să vă aduc o pastilă. Haideți că vin acum. Cunoști pe Daniel Buzdugan? Da. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. A fost o farsă. Da, mulțumesc frumos, Daniel Buzdugan.
Din partea cui? Din partea colegilor tăi de an, care zic la mulți ani pentru ziua ta de naștere. Vai, mulțumesc, ca să vă morți toți, din casa voi m-a speriat îngrozitor. Vai, mersi, vai, nici nu știu mai, nu știu dacă așa de tare, am crezut că moare la naiba. Radio 21. Farsele lui Buzdugan, numai la Dimineața de Mentă. Bună, iubitule, bine ai venit în lumea fanteziilor erotice. În câteva secunde, apelul tău va fi preluat de prietena mea, în direct. Alo? Alo, este lumina. Bună ziua. Vă deranjez? Nu. Dormeați sau? Nu dormeam. De unde sunteți? Din București. Din București? Și eu tot din București. Și am văzut anunțul în ziar, asistentă medicală, vreau să te consult la domiciliu. Aici este o linie erotică. Pentru cardiaci sau cum? Pentru toată lumea. Ați putea veni să dați o consultație? Nu, consultație prin telefon. De unde știți noastră ce boală am eu? Dumneavoastră știți unde ați sunat? Păi cu asistentă medicală, vreau o consultație la domiciliu. Nu, asta este o linie erotică. Ce linie? Erotică. Pentru sex prin telefon. Pentru? Sex prin telefon. Se poate face așa? Da. Adică mi-e merit bine, nu? Da. Povestiți-mi ce trebuie să fac. Nu închipuiți că sunteți cu mine. Așa. Și îmi spuneți ce fantezie aveți. Spuneți-mi dumneavoastră mai întâi. Cum vă place să face sex? Cum vă place să face sex? Cu mâna. Cu mâna? Sunteți singur? Da. Eu am 26 de ani și mă cheamă Claudia. Cum vă numiți? Cine, eu? Da. Dar trebuie să-mi dau numele? Păi nu trebuie să vă dați numele neapărat, dar așa să știu și eu cu cine vorbesc, nu? Constantin. Constantin, îmi pare bine. Bun, ce altceva să mai vorbim? Nu știu, din ați spus că despre sex, nu? Păi da. Păi hai! Sunteți excitat? Acuma? Da. Dar ce trebuie să fac ca să mă excit? Păi uite, vă puneți mâna pe pi. Pe? Pe pi. Și o pun mâna, așa, da. Așa? Și începe să-l frecați ușor și vă gândiți că sunteți cu mine. Așa un pic. Vă place? Da. Vă mângâiați acum? Da. Uite și eu mă mângâi pe sân. V-ar place să mă mângâiați pe sân? Da, cu mâna. Păi cu mâna, cu ce altceva? Bine, uite, eu mă mângâi pe sân acum. Așa, și acum îmi pun mâna pe coaie. Pe? Pe coaie. Da, aveți așa ceva? Păi îmi închipui, nu? Păi puneți mâna la mine? Da. N-ați putea veni până la mine? Acasă nu vin din prima. Ne întâlnim undeva, bem o cafea, ne cunoaștem. Vreți să ne cunoaștem? Da. Unde ne întâlnim? Veniți la mine în cartierul Primăverii. Da, sunteți căsătorită? Nu sunt căsătorită, sunt singură. Poți să mai revin eu cu un telefon atunci? Păi reveniți atunci. Până ce oră sunteți acolo? Păi eu sunt până mâine dimineață. Mâine este la servici. Asta este serviciul dumneavoastră? Da. Halal servici. Halal? De ce? Păi da, halul ăsta vă faceți așa? Păi halul ăsta. Să vă fie rușine pentru ceea ce faceți. Nu am de ce să-mi fie rușine. De ce mi-ar fi rușine? Bună, iubitule, bine ai venit în lumea fanteziilor erotice. Bine v-am găsit. În câteva secunde, apelul tău va fi preluat de prietena mea, în direct. Bună! Ce faci, iubitule? Ce rămâne? Bună! Ce faceți? Bine, tu ce faci? Vă iubesc! Mă iubești? Da! Și eu te iubesc, cum te cheamă? Constantin! Poți să zic Costel? Titi! Titel, ce faci, iubitule? Vreau să mă iubesc cu tine! Haide, iubitule, cum îți place ție? Dar de ce plângi? Unde să plec? Nu, de ce plângi? Nu plâng! Ți se pare ție că plâng? Da. Nu plâng, iubitule, plâng că sunt supărată că nu ești aici. Vii la mine? Aha. Și mă faci să nu mai plâng? Da, de acum. Păi tu unde ești, Titi? Am vorbit cu o colegă, Claudia, mai devreme. Da, iubitule, eu sunt Alexandra. Mă poți da un pic pe Claudia? Stai puțin să vă văd dacă este. Stai puțin. Auzi, iubitule, eu sunt Alexandra. Bun, dă-mi un pic pe Claudia. Stai puțin, iubitule. Vă rog frumos. Claudia la telefon. Alo. Da? Ce faci? Cu Claudia. Da, bună, eu sunt. Hai, da, să nu te mai prosti. Dă-mă pe Claudia un pic la telefon. Eu să nu ți-am spus, ai vorbit cu Alexandra. Păi mă leși? N-ai vorbit, Alina, cu mine? Păi de ce mi-ai închis? Dă-mă un pic pe Claudia. Păi eu sunt Claudia, nu mă crezi. Mâine la ce oră ieși din sud? Păi spune-mi tu la ce oră vrei. Dacă vrei, te aștept eu pe undeva. Vii cu mașina? Cu taxiul, da. Că eu stau în bulevardul Primăverii. Ei,
e super, păi vrei să vin eu acolo? Da. Bine, și cu ce vii îmbrăcat? Uite, dacă îmi spui cum arăt, eu îți spun cum vin îmbrăcat. Vii pe la mine? Dacă mă inviți la tine. Păi, notează adresa. Stai puțin, iubitule. Stai, iubitule, spune. Calea Victoriei 224. Calea Victoriei 224. La Radio 21. Pe Radio 21 acolo? Ah, da, știu, cred că știu. Și întrebați de Daniel Buzdugan de la Dimineața de Mentă. Hai, nu mai spune. Vrei să te asculți mâine la radio? Ei, cum să nu? Da? Mhm. Bine, să dai drumul la radio, mâine să te asculți la Radio 21, da? Bine, iubitule. Da, iubitule, tu ești de la Radio 21? Da. Ah, ce bine îmi pare că mă sună. Ce faci, îți faci de cap? Buzdugan, ne vedem mâine la Radio 21. Ne vedem mâine dimineața, poate ne vedem. Nu-i așa? Ok. Bine, pa. Ciao. Radio 21. Alo? Christopher Lawson? Cum? Christopher Lawson. Hi. 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 What is your name? Christopher Lawson. Christopher Lawson? Yeah. Are you from? Why are you calling me? What is the time? Why are you calling me? The time. De ce ați telefonat? Time. Excuse me, mister. Hello. Hello. Excuse me. Bine. Do you speak English? Yes. Spuneți, vă rog, cine sunteți și de ce m-ați telefonat după la ora 20 noapte? Because I'm lonely. Because I'm lonely and my soul and my heart is break. Hello? Da? Do you speak English? Nu, engleseală. Bună ziua! Ich bin from Deutschland. Da? Da. Pe cine căutați? I caut pe cineva care să-mi ajute. I call now, acum, din Germania. Please don't go. Baby, don't hurt me. Da. Deschid afacere în România. I make afacere. You understand? Da, da. You are from Timișoara? Da, da, Timișoara aici. But afacere de bine is like make love with my mother. Nu înțeleg. Adică deschid afacere împreună cu maica mea. Da. I need nevoie de cineva care ajut for me, help for me. Voulez-vous coucher avec moi? Păi eu nu știu ce măsură. Trebuie să discutăm mai mult. Aia trebuie timp. Trebuie să mai mă gândesc, să mă consult cu soția. Pot așa din prima. Baby, don't hurt me. Nu înțeleg. Adică om serios. Da. Occupation, your occupation. Lucrez la stat. La stat? Da. Adică stai? Lucrez la... La stat, la coadă? Deci lucrez. Unde? La CFR. But you mă ajuți pe mine? Da. 100 de euro bun? Da. Da. Hello, excuse me. Alo. Hello. Alo. I don't hear you. Do you speak English? Da. Do you hear me? Nu. What is your name? Cine sunteți? I am Frederick. De unde? I am from Hatzeg. Hatzeg? Deutschland, yeah. Voulez-vous coucher avec moi? Da. Vorbești românește? Da. Cât este ceas? 12. I'm lonely. Nu înțeleg ce spuneți. Dar de ce nu vorbiți românește? Because înțeleg foarte bine. Da. But I can't express you. You understand me? Dormi ai? Poftim? Dormi ai? You dormi ai? Da. What is acolo? Ce spui? Hello, care treaba? The treaba is good. Good? De unde ești? I am from Deutschland. Din Germania? Da. Aici e România. Hello, Romania. România, așa, și? Hello, I am născut Timișoara. Da. And I miss Timișoara. Timișoara, da. Mi-dora, adică. Mi-odora? Nu, no, mi-dor. Ah, ți dor de Timișoara? Mi-dor de Timișoara. Are you from Timișoara? You. Da. Bine, și ce vrei dumneata acum? I vreau speak românește. Vrei speak românește? I love Romania, I love to... Auzi, lasă tu, I love Romania și vorbește românește clar dacă știi. Am uitat. Speak English? Lasă tu, English-ul și... Te vă pot ajuta. Hello? Vă ascult. Ce doriți, vă rog? I want a telephone number of the motherfucker of the Timișoara. Of Timișoara, mother? Motherfucker.
Ișoara. Just a moment, please. Motherfucker nu figurează. No listing. Motherfucker nu figurează. Motherfucker of the Timișoara, you have? Vă pot ajuta cu număr la primărie. Notează numărul. 0256, cabinet primar. Yes. Șef cabinet primar. What is asta? Cabinet primar, v-am comunicat, vă rog frumos. 0256-49. Yes. Și mai notați și al număr la primărie, la viceprimar să vă ajute. Numărul solicitat este, apelul va fi preluat în câteva momente. Sunt Sonia, cu ce vă pot ajuta? Hello. Da, vă rog, ce doriți? Do you speak English? Spuneți-mi ce doriți, vă rog. Do you speak English? No, I don't, I'm sorry. Excuse me. Informații numere clienți. Soralu, cu ce vă pot ajuta? Vă ascult. Hello. Ce doriți, vă rog? Do you speak English? Nu. Radio 21. Bună ziua! Bună ziua! Sunteți Sexy Shop-ul? Da, vă rog! Cu patroana? Eu sunt! Sunteți patroana? Da, da! Am cumpărat de la dumneavoastră un penis dintr-ăla din material plastic. Un vibrator, nu? Cum? Un vibrator! Da, am o problemă cu el, mi s-a blocat în... Aduceți-l la noi și dacă nu merge, vă dăm un altul. Doamne, și cum să vin eu până la dumneavoastră? Să merg pe stradă crăcănată, să se uite lumea la mine, să râdă lumea de mine? Știți unde este sediul nostru? Știu unde este, dar cum pot să vin în halul în care sunt eu pe stradă cu asta? Adică dumneavoastră aveți vibratorul înăuntru? Păi nu v-am spus că mi s-a blocat înăuntru vibratorul? N-am mai întâlnit așa ceva până acum. Nu pot să-l scot. Când l-ați băgat, nu era strâmt? Cine să fie strâmt, vibratorul? Dumneavoastră. Mă scuzați, acolo unde l-ați băgat, nu era strâmt? Nu, că eram foarte excitată, că văzusem un film cu Numai iubirea, telenovela aia românească, m-a stimulat foarte tare, eram foarte excitată și m-am simțit excelent, deci când am vrut ca să-l scot, n-am mai putut să-l extrag de acolo. Am încercat de vreo 20-30 de extrageri, dar nimica. Ce pot să vă zic, doamnă, asemenea cazuri n-am mai întâlnit până acum, având de atâta timp vibratoare și nu am mai auzit asemenea cazuri. Nu s-a mai plâns nimeni de așa ceva. Foarte multe femei cumpără vibratoare de la noi și credeți-mă, n-am avut până acum nicio reclamație. L-ați împins dumneavoastră, l-ați forțat la intrare. Ce ați făcut? Doamne, deci să vedeți cum a fost. Stați un pic, că nici nu pot să stau pe scaun acum, că stau pe o parte. Știți că nu pot să stau, că mă... Stați o leacă. Când înainte să am plăcerile, mă scuzați, dar eu mi-e vine să urlu. Știți? Adică am o manifestare că nu pot să mă ațin și îmi vine să țip atunci. Mă înțelegeți? Da, da. Când să am plăcerea cea mai mare, atunci îmi vine să urlu. Și ca să n-audă vecine, eu mă mușcam de o mână, deci cu cealaltă manipulam vibratorul, iar cu cealaltă mă mușcam de mână. Și când eram în plăcerea cea mai mare, în momentul când o suna la interfon cineva, mă înțelegeți? Da, da. L-am împins mai adânc. Atunci m-am speriat și când am încercat să-l scot, n-am mai putut, doamnă. Da, e clar, cred că ați făcut un blocaj, un penis captivus. Doamnă, ce să vă zic eu, încercați să vă băgați un deget în anus. Cum să bag degetul acolo, că v-am spus că e vibratorul, deci n-am cum. Deci nu mai încapi nimic, doamnă. Stați un pic, doamnă, dumneavoastră v-ați băgat vibratorul în anus. Cum adică în anus? Adică l-ați băgat în fund. Dar nu vii rușine așa, un pic chiar vă bate joc de mine, eu vă spun că am problema asta și mă tare îți bat joc de mine? Doamne, dar asta nici să-mi ceri curată! Eu vă spun doar cum aș putea să vă ajut. Vă rog să vă băgați un deget în fund ca să puteți relaxa mușchii vaginali. Păi cum să-mi bag eu degetul în fund, doamne? Eu nu umblu cu perversiuni. Doamne, nu este vorba de așa ceva. Încerc doar să vă ajut în problema dumneavoastră. Altceva nu putem face. N-ați să n-aveți un service, n-aveți pe cineva care să vină să descarcereze vibratorul ăsta din mine? Nu există, doamne, așa ceva. De unde? Nu ați prevăzut asemenea situații? Nu avem de unde, dacă nu s-a mai întâmplat până acum nimănui. Văd că vă bateți joc de mine, mă puneți în bag tot felul de prostii în fund, femei bătrână, că am aproape 60 de ani, eu vă dau o judecată pe cuvântul meu, aveți cuvântul meu? Doamne, nu este cazul, încercăm să remediem problema. Vă rog să o luați mai încet, problema este că îmi cer scuze, îmi cer iertare. Eu când v-am spus de anus, v-am spus ca să încerc să vă rezolv problema. Păi cum se-mi bagă degete în... Da, cum v-ați băgat vibratorul în altă parte, dar atunci? Păi nu l-am băgat, doamnă, în altă parte. Da unde?
Acolo... Când l-ați băgat în vagin, nu v-a durut? Păi nu m-a durut, doamnă. V-am spus că eram excitat, că văzusem o telenovelă, după care, în momentul când am avut plăcerea maximă, mă mușcam de o mână ca să nu țip și cu cealaltă manipulam vibratorul, o suna la ușă, m-am speriat și am făcut atunci asta. Atunci bagă-l în anul pe celălalt deget și tot așa nu o să te doară. Dar chiar nu vă este rușine? Trimiteți o echipă de descarcerare care să vină să scoată vibratorul ăsta din mine, doamnă. Doamnă, nu există așa ceva. Îmi doresc din tot sufletul să vă ajut, dar nu există o astfel de echipă. Ce pot eu să fac pentru dumneavoastră? Singurul lucru pe care pot să-l fac este să vin special la dumneavoastră, să vin să iau o colegă și să ajungem la dumneavoastră, să vă ajutăm în această problemă. Băi, eu vă dau și judecată pentru ceea ce cum ați tratat dumneavoastră. Doamnă, vă rog frumos, îmi cer iertare pentru tot ceea ce am spus, dar să nu se ajungă până acolo. Dar eu vă dau judecată pe cuvântul meu. Deci eu am un băiat care lucrează la Antena 1, o să fac publică treaba asta? Doamne, vă rog frumos, nimeni nu și-a bătut joc de dumneavoastră. N-am avut această intenție nici de cum. Doamnă, îmi cer scuze în genunchi, vă implor să nu se întâmple așa ceva, să nu se ajungă la așa ceva. Am și o familie de întreținut, este un magazin din care nu scot mulți bani. Vă rog tare mult să încercăm să remediem problema aceasta altfel. Doamnă, uitați cum facem. La ora 6 vă termin programul. Iau o colegă și vin la dumneavoastră. Cum să vii la ora 6 la mine, că dacă bărbatul meu vine până atunci a venit la servici? Mă găsești cu ăsta în mine, ce face? Mă dă cu capul de pereți. Pentru dumneavoastră fac și asta. Iau un taxiu și ajung acum imediat la dumneavoastră. Imediat acum, doamnă. Și cum facem? Aduceți niște unelte, ceva sau ce aveți? Nu, doamnă, vă întindem pe o canapea și încercăm să vă scoatem vibratorul din dumneavoastră. Păi cum să-l scoateți? Mă ridic eu fustele sus și să stați împrejurul meu, dar spudică și eu, deci nu se poate chiar așa ceva. Nu o să fie nicio problemă. Punem o pătură peste dumneavoastră acolo, bag eu mâna înăuntru și scoatem. Să nu mai îmi produceți hemoragie pe acolo, domne. Nu, doamnă, că eu am fost și asistentă medicală înainte de a fi patroană de sex shop. Nicio problemă, știu să mă descurc. În cât timp ajungeți la mine? În jumătate de oră suntem la dumneavoastră. Eu să nu pun mâna pe telefon, să-l sun pe ficiorul meu care lucrează la Antena 1. Doamnă, vă rog tare mult, vă rog să așteptați până ajungem la dumneavoastră să rezolvăm problema. Vă implor din suflet. Vă rog frumos să vă cereți iertare pentru că m-ați spus să-mi bag un deget în anus. Doamnă, îmi cer iertare pentru tot absolut ceea ce am spus. Nu, mie să-mi spuneți cum ați spus. Îmi cer iertare pentru că v-am spus să vă băgați un deget în anus. Dar dumneavoastră, cum puteți pune în vânzare, doamnă, asemenea obiecte care rămân în clienți? Doamnă, nu am avut până acum nicio reclamație. Chiar eu am încercat așa ceva. Ca orice femeie, din curiozitate, am încercat și eu și nu mi s-a întâmplat așa ceva. Ce ați făcut? Am încercat și eu să văd cum este. Și nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. Păi cum ați încercat și dumneavoastră? Da. Și nu s-a blocat? Nu. Și mai scurte și mai lungi? Poftim? Și mai scurte și mai lungi? Da. Alo, Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21, a fost o farsă. Da, ați avut cliente mai în vârstă? Da, am avut și astfel de cliente. Dar îmi spune ce mie cel mi-a făcut farsa. Farsa este din partea Doinei. Prietena mea, căreia i-am făcut chiar eu un cadou de ziua ei, un vibrator. Cred că de aici a pornit totul. Și mulțumesc mult pentru farsă. Radio 21. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Clinica de himenologie? Da, bună ziua, cu cine doriți? Aș dori să vorbesc cu domnul doctor Kaufman. La telefon, cu cine vorbesc? Cu Oana și aș dori să știu, am auzit de la o prietenă că montați himenuri. Da, ține mai bine, dar de unde aveți numărul de telefon? De la o prietenă care a apelat la serviciul dumneavoastră. Cum vă numiți? Oana Pnait și am 20 de ani. Și ce s-a întâmplat? Pentru ce vreți operația aceasta? Păi am fost plecată în Olanda ca chelneriță și acolo am cunoscut un băiat. Bineînțeles, mi-am început viața sexuală cu el și prietenul meu actual, cu care urmează să mă căsătoresc, nu știe și aș vrea să montez un himen. Ca să nu afle. Ați început viața sexuală, dar nu cu prietenul dumneavoastră. Nu, el este pocăit și nu acceptă așa ceva. Vrea să aibă o soție virgină. Nu acceptă să avem relații sexuale înainte de nuntă. Dar ce a spus că este el? El este pocăit, este în România muncitor. Eu sunt în Olanda, am lucrat. Ați lucrat în Olanda? Da. Ce ați lucrat acolo în Olanda? Am fost chelneriță. Și ați început viața sexuală acolo în Olanda? Da, am cunoscut pe cineva acolo și... A, și dumneavoastră acum ați vrea să montați un himen? Da, aș dori un himen pentru noaptea nuntii. Trebuie mai întâi să veniți, că este mai multe modele de himenuri. Dar puteți să-mi spuneți cam cât costă, în cât timp se face montajul? Noi avem două modele, de exemplu,
este cele mai solicitate, este un himen din plastic mai ieftin și un himen din mai scump, ceva un pic mai scump, din termopan. De ce e mai bun cel din termopan? Dă senzația de virginitate mai pregnant decât cel din plastic. Și cel din plastic, dezavantajul este că partenerul își poate zgâria penisul, pentru că în momentul când se face dezvirginarea, poate să rămână un ciop. Nu. Și la cât, cam cât ajunge cel din termopan? Costă 600 de euro. Nu e problemă de bancă, îmi dă el, îmi dă... Da, dar doare montajul acesta? Nu doare, dar trebuie ca două zile să stați internată în spital. Da. Păi am să vin pe la dumneavoastră și... V-ar interesa? Da, m-ar interesa. Aș putea face acum o programare la dumneavoastră? Da, pe când doriți? Cât mai curând, până în sărbători. Dar nunta când are loc? În ianuarie. V-am spus, două zile trebuie să vă rupeți. Da. Păi nu e problemă, că fac tot posibilul pentru treaba asta. Îi spun eu că mă duc la mama la țară, că eu sunt de la țară și nu e problemă. Vă mai costă internarea încă 100 de euro. 600 cu montajul și încă 100 internarea, 700 de euro. 700 de euro este clinică de lux. Nu e problemă că îmi dă bani cel din Olanda cu care am fost. Cum adică? Păi el îmi plătește toată treaba asta. Adică de ce? Pentru că a fost cu mine, e... Acum trebuie să plătească, nu? Notați dumneavoastră acolo? Da, da. V-aș ruga ca săptămâna aceasta să-mi trimiteți pe adresa mea la clinica de himenologie. Clinica de himenologie, da. Calea Pelvisului. Cum? Calea Pelvisului. Da. 62-64, sectorul 1 București. În atenția, doctor Kaufman, în care se solicitați montaj himen din termopan, pentru că eu trebuie să cu datele dumneavoastră din buletin, ca să am dovada, știți că asta se face rezervare, că sunt aduse din Germania. Da. Sigur că da. Puteți repeta? Deci trebuie să fac o cerere în atenția domnului doctor Kaufman de la clinica de himenologie, precum că vreau solicit un montaj de himen din termopan și trebuie să dau și datele de buletin. Da, și ați notat adresa, da? Da, calea Pelvisului numărul 62-64, sectorul 1 București. Calea? Pelvisului numărul 62-64, da? Bine. Vreau doar atât, rugămintea mea cea mai mare, până în sărbători, vă rog, dacă s-ar putea. Păi este dacă veniți pe 15, pe 17, aveți plecat cu termopanul fericită. Mulțumesc mult. Alo, domnișoara Oana? Da. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. A fost o farsă la mulți ani de ziua ta. De la cine? Gianina, îți spune ceva, Gianina? Vai, o strâng de gât, o bagă-mi și le... Mai de anticapată, cum a putut să-mi fac așa ceva? Ea nu se gândește, dacă aude prietenul meu acum, o termin, lasă că o vede ea. E dobitoacă, nu e întreagă la minte. Radio 21. Farsele lui Buzdugan, numai la dimineața de mentă. Bună seara! Bună seara! Ilie, da. Galațiu, da, sigur. Îmi cer mii de scuze că vă deranjez la această oră. Numele meu este Keanu Reeves din Matrix. Matrix este o comisie de senzori care se ocupă de capitole de negociere cu Uniunea Europeană. Ceva de legat de probleme medicale. Eu sunt doctor, mă ocup de unul dintre aceste capitole. Domnul Ilie, unul dintre capitole se referă la longevitatea organelor genitale ale bărbaților din România, dacă... Înțelegeți? Cum a spus? Longevitatea organelor genitale. Aha, am înțeles. Deci, da, am înțeles. Longevitatea organelor genitale ale bărbaților. Am înțeles. Adică? Da. Longevitatea, adică câți centimetri are jucăria, nu? Cum? Adică câți centimetri are jucăria. Da, domnul Chianu, am înțeles. Da. Longevitatea jucăriei, da. Așa. În centimetri. Noi facem o statistică a longevității bărbaților români. Rugămintea mea și a comisiei de senzori din care fac parte... E să ne ajutați. Cu ce să vă ajut? La realizarea acestui studiu, acestei statistici. Da, spuneți. Ne-ați putea ajuta? Cu ce să vă ajut? Cu longevitatea jucăriei, deci așa, înțeleg, da? Faceți niște măsurători? Vai, domn, dar nu fac așa ceva, domnule. Adică să mă măsor, cum adică? Nu fac așa cum? Ceva, domnule. Mă apuc să măsor longevitatea, unde să duc? Trebuie să mă duc undeva să fac treaba asta. Nici nu prea pot așa, că e sus. Soacră-mea pe ei, sunt cras, eu știu, nici... La baie nu puteți încerca... Și cu ce s-o măsor, domnul Chianu?
Cu ce s-o măsor? N-aveți un origlă, un metru sau ce? Un metru? Da, un metru de croitorie, de alunevați. Da, degeaba sau cum să fac treaba asta? Cum? Nu fac degeaba așa, chiar mă deranjați degeaba sau mai e ceva la treaba asta? Noi oferim 60 de euro. Da, e o sumă. Pentru asta cred că merită să ajung până la baie să fac treaba asta. Da, este vorba despre 60 de euro, sunt bani de la Comunitatea Europeană și așa. Pentru 60 de euro eu zic că nu e deranjul prea mare. Sigur. Păi, ați putea să ne ajutați? Da. Mă duc până la baie să văd. Deocamdată văd că-i soacă-mea la baie. Dacă mă sunați o leacă mai târziu, eu știu să iasă din baie și atunci să vedem. Poate ca să ajung și acolo să-mi iau și un metru de tâmplărie. Văd eu ce găsesc. În cât timp să vă sun? În 10 minute, ca să am și eu timp să vă aduc să măsor toată treaba asta. Nu, da, haideți în felul următor. Deci eu zic că am jumătate de oră. Eu vă las la dispoziție. Bun, jumătate mai bine, de... mai bine. Ar fi necesar să fiți un pic în erecție, adică... Am înțeles. Păi da, păi eu iau și pe nevastă. Păi da, păi eu iau și pe nevastă. Da, pentru 60 de euro... V-ar putea ajuta soția dumneavoastră? Adică... Sigur, păi da, cum să nu? Dar e vorba de 60 de euro, domne, cum? La noi aici 60 de euro îți bani, domne, nu glumă. Și pentru treaba asta cât e să... Nu e o problemă. V-ar putea ajuta și soția? Da, sigur, trebuie să mă ajute și deci, ea. E vorba de un pic în erecție să fie... Am înțeles, domnul Cheanu. Vă sun eu în jumătate de oră? Da, sunați-mă. Dar mă sunați, nu mă duc degeaba la baie. Da, vă sun eu în jumătate de oră, da? Da, vine domnul Cheanu, domnul așa. Doctor. Domnul Ilie? Da. Tot domnul doctor Keanu Reeves sunt. Da, domnul doctor, da. Așteptați să mă sunați. V-ați măsurat longevitatea? Am măsurat-o. E aproape 15 cm, dar să știți că cu aproximație, pentru că e și soacnă pe aici. Da, eu cred așa când știu că mai e și altcineva în jurul meu. În condiții de stres, adevărul că se micșorează. Da. Credeți că ar fi fost loc de mai mult? Sigur, eu mă cunosc, domnul doctor. Păi, dar categoric e mai mare. Dar vă dați seama că acum cu treaba asta cu... Da, soția nu... N-am cum să vă explic, vine și m-a ajutat și nevastă la treaba asta, da? Cum v-a ajutat? M-a ajutat cum să ajut, o femeie, un bărbat. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Ilie. Și eu vă mulțumesc, da, domnul doctor, cum rămâne cu suma? A spus ceva de vreo 60 de euro și... Da, nu, să știu că am... da, păi, dumneavoastră da, să puneți într-un plic sigilat toate datele dumneavoastră. Și longevitatea sau numai datele de... Numele, prenumele asta. Și bineînțeles și longevitatea penisului dumneavoastră. Da, am înțeles, domnul doctor. Bun. Și când se trimit plicul? Chiar și mâine puteți. Notați dumneavoastră acolo, în atenția domnului doctor. În atenția domnului doctor. Keanu Reeves. Keanu Reeves. De la Comisia de Senzor Metrics. De la Comisia de Senzor Metrics. Treceți acolo longevitatea penisului, da? Sigur. Pentru asta iau banii doar. Păi sigur, da. Așa. Îmi puteți repeta? În atenția domnului doctor Keanu Reeves, către Comisia de Senzori a... Metrics. Așa. Către Comisia de Senzori Metrics. Și bineînțeles, longevitatea penisului. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21, a fost o farsă. Hai, domnule, lasă-mă, du-te! Amătii, domnule, dă-o un pic, mă bucur pe nevastă-mea să mă țină de scolă pentru tine degeaba, domnule, adică nu primesc pe 60 de euro, domnule. Dar cine ești, domnule, îmi dau patronul jos în fața nevastă-mea pentru tine, domnule, degeaba, în fila ta n-ai de tâmpit. Dar nu ți-i rușine, domnule, eu îmi dau patronul jos, tu mă păcălești în halul ăsta, nu du-te, domnule, în pic. Amătii. Îți bagi joc de oameni, lasă că afle-o cine-i șeful tău, că asta-i dracu cu radio-ul vostru. Radio 21. De la București sunt impresar de muzică. A ajuns o casetă la mine, o casetă audio. Cine v-a dat? Cine sunteți? Eu am o casă de înregistrări și sunt impresar și la formații de muzică. Și mi-a plăcut tare mult cum cântați. Ai reale calități bucale, arăți foarte bine. Și mi-a plăcut tare mult să ne cunoaștem. Mai întâi de toate, deci, spune-mi tu așa, și ce ai de gând să faci pe viitor? Îmi doresc o carieră de vedetă, însă nu am, părinții mei nu pot să mă propulseze cum a făcut-o cu fițele astea, cu figurile astea care le vezi pe Atomii și pe toate canalele. Până am înregistrat și caseta aia pe care bănuit, ai văzut și pozele cât de frumoasă și crede-mă, sunt și deșteaptă. Și, în schimb, nu am bani celor bogați. Ce n-ai? Nu am banii celor bogați. Și îmi doresc foarte mult să ajung o vedetă, că muncesc de la 14 ani și, sincer, îmi doresc să ajung o vedetă. Ca să ajungi vedetă este foarte greu, îți spun, deci e muncă multă. Dar ce trebuie să fac? Spune-mi ce trebuie să fac. Sunt dispusă să fac orice.
să mă știe lumea. Deci, în primul rând și în primul rând trebuie să vii la București, să dai o probă, să te ascult, să văd dacă într-adevăr concordă vocea după casetă cu ceea ce... Păi eu cântam pe casetă, eu sunt, e vocea mea, cânt orice gen de muzică. Dar tu ai mai cântat în public? Da, am cântat. Unde ai cântat? Păi am cântat la petreceri, la toți prietenii mei care, deci nu mă inhibă publicul, nu mi-ar fi frică să mă știu să urci pe scenă, să am emoții sau chestii de genul ăsta. Care e starea civilă? Păi sunt necăsătorită. Și ai un prieten? Suntem împreună de aproape ani de zile. Uite, vezi, asta e o problemă, că sunt... Nu e nicio problemă, eu vreau să ajung vedetă și cu asta punct. Deci prietenul meu n-are decât eu când am să ajung acolo sus, dacă tu mă vei propulsa și voi ajunge sus, păi crede-mă că o să uit de unde, nu o să mai îmi trebuiască mie un... Goale. Păi da, pentru că vor fi foarte multe turnee, vor fi videoclipuri de filmat. Nu dă bine la imagine să știe că, uite, cu tare vedetă are prieten. Deci asta nu dă în start, îți spun, că nu se poate. Uh-huh. Deci e o problemă de imagine. Nu mai am prieten. Așa, bun. Poți să vii la București, semna păi viitor? Păi nu știu, și mâine vin la București. Nu e problemă, pentru cariera mea ce nu fac? Plec de acasă, mă duc în lume să... Dacă tu într-adevăr ai vocea pe care ai pus-o pe caseta... Păi e vocea mea, ți-am spus că e vocea mea, că nu fac playback, să mă știu ce mama dracu cum se practică în ziua de astăzi. E vocea mea. Păi atunci vii la București și eu am o piesă pentru tine, am vorbit cu... Tu știi pe Marius Moga? Cum să nu? Ba da, păi na, păi, faule, cum să-i spun? Marius Moga mi-a zis mie că el caută în țară voci care sunt necunoscute. Dar te rog, fac orice. Păi știu, asta e ideea, că știu, păi abia se poate ajunge la Marius Moga. Abia se poate ajunge la Marius Moga. Lucrez cu el acum pe un proiect. Am o piesă super mișto și dacă ai voce mișto, păi te băgăm în asta. Păi și... vrei să-ți cânt? Hai să-ți cânt ca să păi vezi, ascultă, ascultă. Ce știi tu să cânti? Muzică ușoară. Draga mea, deci uite care e problema. Tu știi manele? Eu știu manele. Virtuozitatea muzicală în manele se vede, pentru că sunt trilurile alea care, bă, și bă, întorsăturile alea muzicale. Hai, mă lasă să demonstrez totuși că vocea de pe caseta aia este a mea și că okay, nu e altcineva. Hai, bagă! Ce miracol, ce minune, că te-am întâlnit pe tine. Mi-a intrat la inimioară, ești cea mai dulce comoară. Cred că am falsat, dar probabil din cauza telefonului am emoții de nu mai pot. Crede-mă, abia așteptam. Și altceva, ce știi să mai cânti, fată? Trandafir de la Moldova. Ia bagă trandafir de la Moldova. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Dar din muzica internațională știi ceva? One break my heart, say you love me again. Undo this heart you cause when you walk out the door and walk out of my life. Romanțe. Da, bag o romanță. Să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Ei sunt acest pământ, un eternal iubirii. Și totuși vom uita că sunt florii trecătoare. Te dau pe mâna lui Moga. Deci dacă okay, tu, da, săptămâna viitoare să-mi fie în București. Păi când? Spune-mi unde, cum și am și venit. Deci săptămâna viitoare pe la o joia și a, tu mi-ești în București, păpușe, da? Vreau să te atenționez că lui Marius Moga-i cam plac fetele și așa că... Păi eu nu sunt blondă, bănuiesc că-i plac blondele, eu sunt brunetă. Dacă Moga se dă la tine... E băiat finuț, e prea finuț. Mi-aș dori eu să se dă la mine, știi? Cum? Mi-aș dori eu să se dea la mine. Lui place. Domnule, hai, care să ne mai ascundem după deget? Cine nu face așa ceva în showbiz-ul românesc? Sau ca să ajungă vedeta? Pe tine te cheamă Șchiopu. Și Luiza. Nu dă bine numele ăsta. Eu am mai multe variante aici de nume. Anemia, Mia, cum ar veni numele de familie și nu, Ane. Nu sună bine, mă scârție pe mine, că nu vreau să fiu cumva... Sau Kamikaze. E un nume exotic, Kamikaze. Să știi că sună bine, Kamikaze sună bine. Deci Kamikaze, da? E un nume indian, e bine. Tu ești brunetă, da? Eu sunt brunetă. Păi trebuie să fii blondă. Blondă? Da. Asta e. Mă învolțesc, nu, gata, mă învolțesc. Pentru carieră fac orice. Mă fac blondă, mă tuncheală, ies pe stradă despăiată. Tu ca voce așa ce ești? Soprană mai mult. Deci poți o iei sus.
Adică ce vreți să spuneți, domnul Mihnea? Cum? Cum adică să o iau sus? Cum adică să o iau sus? Adică dacă poți să urci cu vocea, fată, deci să urci cu octavă, adică de pornă... Când... Poți să cânt foarte, foarte, foarte sus. Păi, cred că mă descurc. Păi atunci te aștept la București, la viitoare. Am înțeles că este și ziua ta de naștere. Da, mulțumesc. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21 și a fost o farsă. De la prietenii tăi care te ascultă acum la radio. Au, viața mea nu se poate. Bine, Daniele, mersi mult. Radio 21. Domnișoara Bianca, sunt redactorul șef de la revista Colivia, dacă ați auzit de revista aceasta. Mama mea o citește, mama mea o citește. Noastră ați răsfoit vreodată revista Colivia? Foarte rar, am avut ocazia. Eu am numărul de telefon de la o cunoștință care mi-a dat portofoliu cu pozele și mi-a plăcut tare mult. Și mi-aș dori ca să te pun pe revista Colivia, să fii pe copertă și să participi la o ședință foto pentru revista noastră. M-ar interesa. Ai mai pozat? Da, sunt model de 2 ani. Am mai pozat pentru o altă agenție. Nu vreau să apar dezbrăcată. Cel mult în costum de baie. Vi s-a mai cerut să pozați dezbrăcată? Da, mi s-a cerut, dar nu am acceptat. Doar în costum de baie. Această ședință foto este evaluată la 500 de euro. Atât aveți primi. E bine. Avem și noi niște condiții. Trebuie să pozați în condițiile noastre. Ce condiții aveți? Dacă ați spus că nu pozați dezbrăcată, s-ar putea fără sutien? Se poate. Se poate, cred. Depinde. Depinde de preț. 500 de euro. Dacă vreți să pozezi fără sutien, ar trebui să fie mai mult de 500 de euro. Nu? Atât avem noi în buget. E bine și 500 de euro. Deci fără sutien se poate, da? Da, da. Ăsta este bugetul, 500 de euro, mai mult nu avem cum să scoatem. Eu accept 500 de euro, dar să nu mă puneți să-mi dau și chiloții jos. Să nu mă puneți să-mi dau și chiloții jos. Fără sutien, așa atât. 500 de euro. Filmarea va avea loc în parcul Herăstrău, va fi undeva pe înserat și o să fiți îmbrăcată puțin mai sumbru, dacă știți ce înseamnă să fiți. Da, da, știu ce înseamnă. Ce înseamnă să fiți îmbrăcată sumbru? Știu ce înseamnă sumbru, mai subțire, mai subțirel. Da, bravo, mă bucur că știi lucrul ăsta, pentru că chiar îmi făceam probleme, că sunt foarte multe manechine cu care am discutat și care habar n-aveau ce înseamnă să fii îmbrăcat sumbru. Știi ce se spune despre manechine? Nu prea știu multe cuvinte ele. Nu sunt eu chiar așa de proastă. Cum? Nu sunt eu chiar așa de proastă. Mi-am dat seama. Veți fi îmbrăcată sumbru și veți sta întinsă pe o năsălie. Cum năsălie? Nu știți ce înseamnă năsălie? Nu știu. E ultima modă de paturi. E ultimul răcnet în domeniu, ca să zic așa. O să stați întinsă pe acea năsălie. Da. În jurul noastră vor fi prapuri, prosoape, multe lumânări. Aveți probleme cu fumul de la lumânări? A, nu, nu, că eu sunt fumătoare. Sunt fumătoare. Nu am probleme cu fumul. O să stați acolo întinsă pe năsălie, dacă nu aveți nimic împotrivă. Totu- nu, n-am nimic împotrivă. Patru băieți o să vină să ridice năsălia și o să fiți cărată în spate de patru băieți. Și cum o să fie? O să fiu cărată de mâini și de picioare de cei patru băieți? Nu. Năsălia respectivă va fi cărată cu tot cu tine de patru băieți. Filmarea o să aibă loc în parcul Herăstrău. Și dacă o să fiu așa îmbrăcată mai sumbru, n-o să-mi fie frig. Cum o să fie filmarea asta? N-o să fie seara, o să fie... Păi o să fie seara în luna noiembrie. Și n-o să fie prea frig. E vorba de maxim jumătate de oră. Și cum o să apară îmbrăcată? De unde o să iau hainele? Hainele o să le iei de la o casă de modă. Ai un pic să notezi? Da, da, da. Casa de modă. Da. Mortoaest. Mortoaest. Din București. Tu ești epilată? Da. O să trebuiască o epilare totală, deci o îmbălsămare cosmetică la salonul Mortadella din București. Salonul Mortadella, da. Acum e important ca tu să vorbești cu... Cu cine? Cu cei de la agenție, să le povestești toate lucrurile astea. Da, 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 o să vorbesc cu ei. Și dacă nu ai înțeles, te rog să mă întrebi. Ai înțeles? Da, 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 am înțeles. Am înțeles tot. Ai putea să-mi repeți, să-mi povestești? Deci hainele o să le iau de la salonul Mortadella. Mortadella este salonul de îmbălsămare. Notează-ți acolo, salon de îmbălsămare Mortadella. Salonul de îmbălsămare. Casa de modă ai reținut-o? Da. Cum m-a spus că se cheamă? Mortoaest. Mortoaest, da? Așa se cheamă. Mortoaest, da. Da. Să le explici despre filmare. Este foarte important că poate n-acceptă să stai întinsă. Să fie întinsă pe... Ai reținut unde să stai întinsă, nu? Da, da, pe nasolie. Pe nasolie. Nu pe nasolie, pe năsălie. Năsălie. Patru băieți se vor căra în spate și vor fi prapuri, lumânări în jurul tău, pomeni, câteva pomeni și câteva prosoape. La un moment dat o să te ridici de pe năsălie, la sfârșitul shootingului, îți dai hainele jos și o să rămâi în chiloți și fără sutien. Am înțeles, așa o să fie. Vor fi mai multe pomeni acolo în jurul tău, pomana porcului, că asta este ideea, că vei apărea în revista Colivia în decembrie. A, da. Și se va numi
pomana porcului. Da, am înțeles. Adică o să fie și un purceluș acolo pe lângă năsălie. Chestie mai alegorică. Da, da, mai de sezon, mai de sezon. Exact, de sezon, da? Da, 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 mulțumesc. Tu ai mai stat vreodată pe năsălie? Nu știu, poate am mai stat și nu am știut. Nu știu, nu, cred că am mai stat. Bianca? Da, da. Sunt Daniel Buzdugan de la Radio 21 și toată chestia asta a fost o farsă. A, da. Ce ați vrut să dovediți cu asta? Că manechinele sunt proaste? Manechinele sunt proaste? A, nu, 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 pur și simplu așa. Dacă cei de la casa de modă Mortua Est, dacă ar vrea să colaboreze cu tine, s-ar putea? Ai fi interesată? Da, nicio problemă. Ascultă Radio 21 ca să zâmbești când te trezești. Radio 21. Farsele lui Buzdugan, numai la Dimineața de Mentă. Bună seara. Bună seara. Cu domnul Dobre, vă rog. Da, eu sunt. Doctorul Lupu la telefon. Care Lupu? Nu-i domnul Dobre, mecanicul de locomotivă? Ba da, mecanicul de locomotivă, dar în ce problemă? V-ați făcut analizele săptămâna trecută la noi. Da? Păi da, mi le-am făcut și... V-am sunat să vă spun rezultatul, că trebuie să vă dăm rezultatul, că trebuie să plecați în cursă și încă... Ah, da, 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 da. Și? Cum au ieșit analizele? Fizic stați foarte bine, dar aveți o problemă, ceva pe fond psihic? Sunteți marcat de ceva? Ați avut o supărare mare sau ceva? Eu marcat psihic? Problemă? Nu cred. Nu am avut niciun fel de problemă. Sunteți obosit, stresat? Stresat? Da, sunt ca orice om din țara asta, vă dați seama, greutăți, probleme, viața e grea. Data trecută când ați făcut analize, vi s-a sesizat acest lucru? Nu. Nu, domn doctor, acum e prima dată când aud așa ceva. Uitați, eu o să vă recomand dumneavoastră o terapie cu chihuahua. Cu ce? Cu chihuahua. Chihuahua? Da, spuneți, vă rog. Terapia asta, cu ce se ia, cu ce înseamnă? E un tratament naturist în care dumneavoastră repetați, nu știu dacă ați auzit cuvântul ăsta chihuahua, a fost și la emisiunile cu mama Omida când a fost invitată la Pro TV. Ah, da, 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 da. Da, cum Mamaia Câmpina cu astea. Deci sunt niște e un tratament naturist. Da. Și de câte ori sunteți supărat, obosit, stresat, repetați cu glas tare chihuahua, chihuahua, chihuahua. Deci este vorba despre un cuvânt magic cu o încărcătură emoțională relaxantă. Asta e toată chestia. Și îmi revin imediat sau cum? Ce se întâmplă? Deci nu pot să vă spun că reveniți, că vă reveniți imediat, dar e un tratament pe care dacă dumneavoastră o să îl faceți timp de 30 de zile. Așa. O să dea rezultate, adică o să fiți mai liniștit. Așa. Rugămintea mea este să repetați de mai multe ori seara când ajungeți acasă chihuahua, chihuahua. Ați putea încerca acum? Bineînțeles. Deci o să repet cuvântul ăsta? Da, ia repetați. Chihuahua. 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 Ia închideți ochii. Am închis ochii. Vedeți ceva acum? Dacă scoți închiși, nu văd nimic, domn doctor. Așa, e perfect. Așa, închideți ochii și spuneți, repetați calm, liniștit, chihuahua. Chihuahua. De mai multe ori. Chihuahua. Chihuahua. Simțiți ceva? Ce să simt? Nu simt nimica. Doar așa o liniște mai deosebită, mai relaxat, parcă sunt. Păi, vedeți, ăsta este efectul. Deci, și ați spus abia de câteva ori și deja se simte... Domn doctor, și cu examenul meu, cum rămâne cu rezultatele? Că eu cu locomotiva cu asta, vă dați seama că trebuie să dau un răspuns acolo și l-am luat sau nu l-am luat? Sau ce fac în continuare? Examenul l-ați luat, dar s-a sesizat o ușoară oboseală, o ușoară problemă psihică, v-am zis... la dumneavoastră. Nu este foarte grav. Deci nu e nimic grav, deci trebuie să repet cuvântul ăsta de câte ori, cum? Păi, la interval de cât sau cum? Nu, în fiecare seară când ajungeți acasă, vă așezați într-un unghi de 90 de grade, deci așa. Un perete, la colțul peretelui. Așa. Vă încuiați acolo să nu vă deranjeze nimeni și până când vă liniștiți, repetați cu ochii închiși, calm, liniștit, relaxat. Cuvântul chihuahua. Mai, cum a spus dumneavoastră, așa, mai lent sau cum îmi vine așa atunci pe moment? În momentul ăsta cum vă vine? Ia mai repetați încă o dată. Acum îmi vine mai așa, mai chihuahua, 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 dar pot să-l fac și mai... Mai calm, mai... Mai calm, mai calm. Atunci mai calm am să spun chihuahua. Ca și cum așa aș strânge pe cineva în brații, ca și cum, nu? Ia, ce vedeți dumneavoastră în clipa când spuneți chihuahua? Ce senzație aveți? Ceva, ce... o...
mai relaxat, așa, o liniște mai sufletească, mai, nu știu, mă simt mult mai, mai suav, așa, mai, nu știu ce. Mai calm? Aveți senzația că sunteți? Mai calm, da, mai calm. Eu de felul meu uscam, dar acum chiar că mă simt foarte calm. Chihuahua. Chiar e foarte, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Domnul doctor, chiar că niciodată n-am crezut că un cuvânt mă poate liniști într-un asemenea hal. Vă mulțumesc și chiar o să vă urmez sfatul, pentru că deja mă simt mult mai bine. Nu vreau ca să-mi spuneți mie așa că... Nu vă spun dumneavoastră așa, v-am spus din suflet. Deci efectiv când am rostit cuvântul, efectiv m-am simțit mult mai liniștit și mult mai bine. Efectiv, nu trebuie să vă mâncând pe dumneavoastră că sunteți doctor sau nu știu ce. Eu, na, asta e din suflet, vă spun. Nu. În general, e bine să asculți doctorul pe care doctorul totdeauna să asculte. Alo, domn doctor? Da. Nu vă mai aud. Cum? Nu vă mai aud. Mă auziți acum? Acum vă aud. Bun, vă aștept mâine la depou. Da. La mulți ani, colegii de la depou, vă spun la mulți ani și Daniel Buzdugan sunt de la Radio 21, a fost o farsă. Păi așa spuneți, domnule, m-ați făcut să... Numai bine, sănătate. Radio 21. Alo? Cine este la telefon? Moș Crăciun. Alo. Să rămână. Bună ziua. Familia Zota? Da. Vă deranjez de la Biroul Electoral Județean. Da. V-ați excitat dreptul la vot? Da. Noi cei de la Biroul Electoral Județean am organizat o tombolă cu premii pentru cei care și-au excitat votul. Iar dumneavoastră ați câștigat un sejur de 5 zile la Clitorisul de Sus, lângă Poiana Brașov. Mulțumim. Și cum se poate lua legătura? Ați auzit de Clitorisul de Sus? Da. Unde? Ei, nu știu exact, nu prea. Ce vârstă aveți? 29. De câte ori v-ați excitat votul până acum, la 29 de ani? De câte ori a fost nevoie, ca orice om al țării. E bine ca cetățenii români să-și excite votul? Bineînțeles. De ce credeți asta? De ce? Pentru viitorul țării. Sperăm să fie mai bine, mai. Și acum ultima întrebare, unde trebuie excitat votul? Cum adică unde? La secția de votare, unde? Ca să vă dau premiul, trebuie să vă înregistrez. Da. Să recitați după mine o poezie. Da. Da? Da. Bun, dar când puteți merge acolo la Clitorisul de Sus? Păi și cu ce? Cu banii noștri sau? Cu banii noștri, nu cu banii dumneavoastră. Da, și câte persoane? Una? Două. Două, da, și când? De Crăciun, de Revelion, când doriți dumneavoastră. Să vorbesc și cu soțul. Așteptăm puțin, să-l chem și pe soțul de afară să vedem. Stați mai întâi să vorbesc cu dumneavoastră, da. Da. Ce profesie aveți? Învățătoare. Învățătoare? Da. Puteți repeta după mine o poezie? Da. Să trăiască domn Băsescu. Să trăiască domn Băsescu. Să fie ca Iliescu. Poftim? Să fie ca Iliescu. Să fie ca Iliescu. Să-l aducă și pe urs. Să-l aducă și pe urs. La Clitorisul de Sus. La Clitorisul de Sus. Uitați că a venit și soț. Alo? Bună ziua. Bună ziua. De la Biroul Electoral Județean. Da, spuneți. Noi am organizat o tombolă cu premii pentru cei care și-au excitat votul. Dumneavoastră ați câștigat un sejur la Clitorisul de Sus, lângă Poiana Brașov. Doriți să mergeți? Bineînțeles, în primul rând, e gratuit sau... E gratuit, da, normal. Acum și pe dumneavoastră să vă pun câteva întrebări, că noi facem așa un fel de sondaj. Bineînțeles. Ce vârstă aveți? Eu 38. De câte ori v-ați excitat votul de până la 38 de ani? Până la 38 de ani, de câte ori mi-am excitat votul? La secția de votare? Da. În 93, mi se pare, dacă nu, 92. Așa, în primul rând, eu am fost plecat în afară. Și acum, bineînțeles, da, de 3 ori. De 2 ori, adică, în primul rând. Păi s-a votat de 2 ori acum, nu? Da. Ei, și o dată înainte. De 2 ori acum și o dată înainte. Da. E bine ca cetățenii români să-și excite votul? Cum adică să nu fie bine? În primul rând, eu am votat pentru schimbare, domnule. Asta este votarea, adică votul meu pentru orice eventualitate. Acum, în primul rând, am vrut să vedem dacă este exact ceea ce votez eu. Și asta e prima reușită a mea. E prima reușită care o am în realizare de când votez eu. Cum spun eu? De ce știu că eu l-am votat, ca să spun cinstit așa. Unde trebuie să-și excite votul un cetățean român? Un cetățean român? Unde să-l excite? În primul rând, în cabina de votare. Da. În al doilea rând, în comuna de unde aparține, sau mă rog, în județul de care aparține, prin Gărți, în aeroportul și așa mai departe. Perdeaua cum trebuie să fie? Închisă. Obligat forțat din prejurile trebuie să fie închis. Acum am eu, pentru că noi facem și o înregistrare cu cetățenii care au votat, facem o înregistrare, facem un fel de reclamă. E o poezie ca o reclamă pentru noi. Mă rog. Dacă puteți să vă... Să o recit eu? Da, da, da. Dacă e o poezie așa mai domestică, în primul rând o recit, dar dacă e așa mai vulgară, nu. Să trăiască domn Băsescu, să fie ca Iliescu. Să trăiască domn Băsescu, să fie ca Iliescu. Nu, stați, mai rar un pic.
Să trăiască domnul Băsescu, să fie ca domnul Iliescu. Să-l aducă și pe urs. Să-l aducă și pe urs. La clitorisul de sus. La? Clitorisul de sus. La clitoriu, cel de sus. Clitorisul, domnul. Clitorisul? De sus. De sus. La clitoris m-aș juca. La clitoris m-aș juca. Să trăiască țara mea. Să trăiască țara mea, da, bineînțeles. E localitate lângă Poiana Brașov. Gata, știu. Acum mi-am adus aminte. Știu că este o localitate, că eu în primul rând am făcut mai mult Soveza. Am făcut Soveza, Brașov, am făcut. Ați lucrat acolo? Da, bineînțeles. A, și ați trecut și pe la clitorisul de sus? Da, bineînțeles. Când ați dorit să mergeți acolo? Mă rog, când doriți dumneavoastră, ori de Crăciun, ori de Revelion. Bun, mi-a dat și pe soția noastră la telefon un pic? Da, poftiți. Alo. La final, acum să-mi spuneți dumneavoastră ultimele versuri. La clitoris m-aș juca să trăiască țara mea. La clitoris m-aș... Cum ați spus? La clitoris m-aș juca. La clitoris m-aș juca să trăiască țara mea. Dați-mi din soț la telefon acum. Da, ieși afară. Chemați-l un pic. Așteptați un pic. Alo, da. Mă scuzați că vă deranjăm de la treabă. Spuneți, spuneți. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. A fost o farsă. Asta e cabina ascunsă sau camera ascunsă? Camera ascunsă? Da, e la camera ascunsă. Numai pânărâni sunteți. Numai pânărâni, numai de belie sunteți. Bun, numai bine, sănătate, numai bine. Radio 21. Domnul Minu Dorstenica, eu mă numesc Elton John, Ion Elton, plecat din România, în America. Vă sun în legătură cu dorința dumneavoastră de a lucra în străinătate, am văzut pe internet. Într-adevăr, am depus un curriculum vitae pe internet împreună cu un prieten, da. Am văzut fotografie dumneavoastră, aveți ochii albaștri foarte frumoși și parcă ați fi străin, adică nu aveți figură de român. Da, un pic mai simpatic m-a făcut mama. Halal de mama dumneavoastră. Vă mulțumesc. Am văzut acolo că dumneavoastră doriți să lucrați în străinătate. În construcție aș dori. Aș avea nevoie de dumneavoastră. Da. Nu pentru construcții, nu interesant. Deci eu sunt proprietar de casino, se cheamă Bad Boys. Da. Este pe un vas de curvoazieră care face naveta între Alaska și Caraibe. Freaky Cruise se numește vasul. Da. Cunoașteți limba engleză? Foarte puțin, foarte puțin. Dar se poate învăța, nu e nicio problemă. Bine, și eu ce ar trebui să fac acolo? Ce aș fi angajat? Este nevoie despre persoane care se numește, deci funcția, se numește paj. Cum adică? Paj. Și ce înseamnă, cum paj? Un fel de cameristă. Aha. În cameră la cineva, băiat bun la toate. Deci paj asta se cheamă. Este și teren de golf acolo, trebuie să duceți crossele, să-i ajutați să iasă din piscină, să-i dați halat în cabină dacă vă solicită să spălați pe spate, înțelegeți. Dumneavoastră sunteți căsătorit? Urmează să mă căsătoresc. Cu băiat sau cu fată? Cu fată, bineînțeles. Trebuie să spun că acest vas este pentru homosexual. Aoleu, e cam... Da. E un pic diferit așa, e... Este un pic diferit, dar rezultatul este același. Și un salar anume, cam de cât ar fi salarul? $2000, contractul este de 6 luni, din august. Da, aici e o mică problemă, că mă voi căsători cu soția mea. Când vă căsătoriți? În vara acestui an, dar în afară de a face curat prin cameră, a face de praf, ar trebui să mai fac și altceva, mai intră și alte servicii. A trebuit să am și relații sexuale cu acea persoană? Nu este asta nicio problemă. V-a interesa să lucrați? Da, sunt tentant, aș încerca să spun. Și salariul și... Cum că nu se vor întâmpla nimic, nu se va întâmpla nimic. Eu, fiind o persoană mai simpaticuță, așa de genul meu, nu m-aș vrea chiar. Având în vedere că este un vas de homosexual, aici este problema. Deci, mi-e frică oarecum așa. Și aș vrea o asigurare din partea dumneavoastră, ca să nu se va întâmpla nimic. Este asta prevăzut în contract? Da, da, da. Un pic de frică tot există. Problema este, nu primim persoane căsătorite. Și dacă se putea să amânați acest nunt, căsătorie foarte bine. Da, e un pic cam dificil aici cu nunta. Problema e că totul s-a pregătit, e stabilit totul, data, nașii. Vă dați seama, e greu. Este vorba despre un contract foarte bun pentru dumneavoastră și pe lângă astea $2000 primiți foarte multi bacșiș. Poate să ajungă chiar și la 2-3 mii
de dolari în plus. Într-adevăr, nu avem salarii așa. Eu aș putea să vorbesc cu soția viitoare, a dumneavoastră. Nu vreau să află și soția de problema asta, deci nu, în niciun caz. Nu vreau să știe soția. Nu ar fi de acord de niciun fel și nu... Nu înțeleg, este job asta. Da, într-adevăr, dar vă dați seama, fiind un vas de homosexual, ar putea să fie de cine știe. Mă culc pe bani cu... și-aș înșelau cu chestia asta. Acum am nevoie ca să știu dacă dumneavoastră pot să contez. Deci răspunsul este că da. Dacă îmi lăsați o săptămână să mă gândesc, să vorbesc și cu soția, să o conving că este vorba de foarte mulți bani, ar trebui și eu un apartament, o mașină. Trebuie să mai vorbesc și cu părinții și cu nașii, trebuie să-i conving pe tot. Nu dați înapoi. Nu voi da înapoi. Bun, ar mai fi ceva de spus, pentru că acest vas va călători în zonele calde. Este vorba despre o anumită vestimentație care va fi acolo, dacă sunteți de acord cu aceasta, pentru că va fi trecut în contract. Este o vestimentație lejeră. În ce constă? Tricou sau mai eu și un shorts pe care îl veți purta tot timpul, deci este vorba despre un shorts care va fi în față, iar spatele va fi gol. Aoleu! Da, și cum e aici? Voi avea pantaloni scurți, eu știu, chiloți? Nu, fundul gol asta. Aoleu! Așa de zbăcut acolo, nu pune mâna cineva, domnul aceea. Ei nu are voie să întrețină relații cu personalul decât să se uite. Am înțeles, am înțeles. Decât se uită. Fac fotografii, filmează. Asta este da, cu... dar ar fi o mică problemă aici cu fotografii, deci filmatul. Nu aș vrea să apar și eu pe acolo, că cine știe unde se mai ajunge. În momentul când vei filmează cineva, puteți să vă întoarceți cu spatele. Pe ei nu interesează fața. La oamenii heterosexuali, când vede la striptease o femeie dezbrăcată, așa pentru ei asta. Da. Deci de asta dumneavoastră o să umblați cu shorts-ul acela care în față este acoperit, iar fundul va fi gol. Da. Înțelegeți? Ca la striptease. Da. Și în momentul când vă filmează sau face fotografie, obligatoriu trebuie să bagă bacșiș. Da. Cu asta sunteți de acord cu îmbrăcăminte? Nu prea, dar voi încerca să mă obișnuiesc. Ce vreau să vă mai întreb, dar pitocul știți să mergeți? Nu știu. Ne-ați mers niciodată acasă cu... Nu. N-ați încercat? Nu, cu tocul în niciun caz, nu am încercat. O să trebuiască să aveți niște pantofi cu toc. Da, bine, într-adevăr. Aveți ceva împotrivă? Nu, deci vă dați seama, după ce o să semnez contractul, voi încerca să mă integrez. Ar mai fi ceva aici, o nelămurire. Deci eu, cum să vă zic, sunt o persoană înaltă, deci la 1,80 m, vă dați seama, deci ar mai trebui să merg și pe toc. Face piciorul foarte frumos, având în vedere că sunteți cu... spatele gol, cu fundul gol, pentru estetica asta. Va trebui să vă epilați. Voi încerca, voi. Aș da totuși garanția că nu se va întâmpla nimic și nu se va ajunge la altceva. Nicio problemă, deci noi vom vorbi asta cu avocați. Puteți spune ce vârstă aveți dumneavoastră, pentru că noi avem limita minimă este de 23 de ani. Chiar peste 3 zile voi face 23 de ani. Nu aveți acum 23 de ani? Nu, peste 3 zile voi avea. Oh, la mulți ani atunci. Vă mulțumesc. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21, a fost o farsă. Aoleu. Mersi, mi-ai făcut-o, gata. După chestia asta, sper să mă mai vrea să mă ia. Că nu vreau să zic că vă mă vrea și nunta. Aoleu. Radio 21. Farsele lui Buzdugan, numai la Dimineața de Mentă. Bună seara! Bună seara! Taximetristul numărul 74? Da, sigur, dar cu cine vorbesc? Da. Sunt student grec, s-a mers odată cu dumneavoastră, s-a mers dat cartă de vizită de la firma și cu numărul de mobil. Aha, ce doriți? O mașină, un traseu, ceva? Imediat se rezolvă. Aș avea nevoie pentru ca să închiriez mașină. Eu nu închiriez mașina. Vreau să închiriez mașina. Da. Vreau să fac dragoste în mașină, dumneavoastră, domnule. Ce-a spus? Vreau să fac dragoste în mașina lui. Dar cum să faceți dragoste în mașina mea? La ce? Păi eu plătesc. Dar mă interesează, la ce să plătesc? Este o fantezia ca să fac dragoste la taxiu. Știi, nu am făcut niciodată și dumneavoastră să nu plecați. Deci eu plătesc. Deci eu dau bani pentru asta. Ce fac eu acolo este problema mea. Si... Nu, domnule, și cât oferi? Cam cât oferi, așa, de curiozitate? Și așa merge prost taximetria. Cât îmi oferi? Presupunem că nu am nimic împotrivă. Cât
să-mi dai, domnule? Cât oferi, cât oferi? Nu știu cât e dumneavoastră pe kilometru. Și cum, pe kilometru, dar ce, mașina presupun că stă, sau în timp ce merg eu, hai să facem la minut. De ce nu pe kilometru? Nu, domnule, nu, eu 30 de minute, 1,5 milion, domnule. 30 de minute, 1,5 milion? Așa, și așa fac cu excepții, domnule, dar ce înseamnă asta? Păi, dar sigur că da. Ce credeți că e mult acum? Vrei să-ți o tragi la mine mașină, atâta te costă. Eu nu vreau să fac atmosferă, te dau drum la muzică, facem afacere. Dacă nu, nu, eu nu stau la discuții, dar ce înseamnă? Cu cine vrei să-ți o tragi la mine mașină? Nu vreau să atrag, vreau ca să dragoste cu ține. Domnule, ce dragoste, domnule? Tu vrei să te puzi la mine mașină, nu? Am prietena mea, n-am cum să aduc pe ea la mașină. Deci este vorba despre două fete care mă distrez eu. Aha. Și vreau să fac fantezia asta, domnul șofer. Mi se pare foarte mult. Am geamul fumurii, nu te vede nimeni. Putem să ne plimbăm pe oriunde. Opresc oriunde. Vrei un suc, vrei un pachet de țigări, cobor, cumpăr. Eu zic că nu este mult, e foarte, foarte bine. Și în al doilea rând vreau să-ți mai spun și ce era, domnule. Păi eu te dezinfectez mașina aia, domnule. Ce e să faceți? Să dezinfectez mașina după ce îți faci matale treaba acolo. Nu pasă orice clientul după dumneata, domnule. Nu, cum? Domnul șofer, mi se pare foarte mult. Domnule, nu este mult, domnule. Eu te plimb prin centru, mașina mea este foarte mare, stai comod. Dacă se pare mult, eu zic ca să încerci la altcineva. Eu spun că 1.500.000 o oră și este două fete, v-am spus. Da. Și puteam să mergem cu ele. Cum, domnule, să fac ceva? Cum să fac așa ceva? Să lăsăm 1.500.000 o oră, pentru că dumneavoastră o sumă foarte bună, 1.500.000 într-o oră să câștigați, nu câștigați într-o zi. Domne, este fete curate, domnul șofer. M-a dat cu prezervativ sau folosesc prezervativ sau? Folosesc prezervativ când fac sex cu el. Da, dar eu nu fac sex, dacă așa să sex, domnule. Eu, domnule, dacă e ceva sau eu trag sus, domnule. Zic, eu nu fac sex, eu dacă se iubește o cale, eu trag sus. Adică nu înțeleg asta, cum trage sus? N-ai auzit? Nu, cum? Nu, nu vorbește foarte bine românește, eu sunt student. Trag sus, adică sex oral, domnule, sex oral. Dar puteți... Nici asta nu știi? Bă da, știu, că e învățat la anatomie. Puteți face și dragoste cu ele, cu prezervativ. Nu, domnule, nu, dacă ar fi fost ceva, eu trăgeam sus și gata. Ar fi fost o înțelegere și asta, un fel de a spune o negociere, da. Atunci 1.500.000 o oră și puteți să faceți dragoste la gura la domnișoara și să faceți sex oral? Domnule. Deci este valabilă oferta asta? Sunt de acord, domnule, sunt de acord. Dar fetele astea arată cât de cât, sunt frumoase, studente, ce fac? Ia. Ce activități? Este fete foarte frumoase, domnul. Este curate. Deci... Bine, domnule, dar dacă scurvi sau put, asta eu nu mă bag, domnule, eu nu mă complic la așa ceva. Dacă îmi spuneți dumneavoastră că arată cât de cât și studenți, așa, sunt de acord. Nu este prostituate, este fete angajate, deci ele are servici. Nu face asta pentru bani. Confecționere, lucrează la fabrica de confecții, bă, tricotaj. Tricotaj, ați spus? Da. Poate sunt niște colegi de dumneavoastră. Cineva mi-a tot pe confecționare la picotaj, domnule. Le cunoști după nume? Cum le cheamă? Deci este una, Edith Piaf o cheamă? Edith Piaf. Cunoașteți? De unde e fata? Cum? Nu are nume românesc, domne. De unde e fata asta? Este din Basarabia, dar cunoașteți la ea? Nu cunosc, nu. Dar dacă știți că din Basarabia e clar, da. A doua, cum o cheamă? Ioana Măriuța asta. Ioana Măriuța? Da? Care Ioana Măriuța, domne? De când o știi pe Ioana Măriuța? De când o știi pe femeia asta? O știu de acum două săptămâni. Cum de acum două săptămâni? Da. Domne, sigur că cheamă Ioana Măriuța? Da, este sigur, foarte sigur. Am și numărul. Domne, mi-ai dat detalii. Când ai cunoscut-o? Unde ai cunoscut-o? Am cunoscut-o acum două săptămâni, dar este o femeie foarte curată și foarte... Băi, băiatule, băi, tu, alo, da. Cum poți să sunt? Băi, Ioana Măriuță este nevastă, mă, o cheamă Ioana Măriuța? Da, domnul, este Ioana Măriuța. Mă, omor, pă. Este confecționer acolo la fabrică? Confecționer, nevasta mea, băi, dar... Domnule, m-ai lăsat blocat. Domnule, când ai cunoscut-o? Când? Auzi, domnule, nu, că-i culme acum. Fii atent. Este... Mă, dar o zăpăcesc, o nenorocesc.
Salon din Iax. Toți gura am... Nu, stai, cum, stai puțin. Acum două săptămâni am cunoscut-o la discotecă pe ea. Ioana Măriuță, soția mea la club. Voi băiatule, stai atent. Deci unde ești? Noi trebuie să discutăm. Eu auzi... Eu trebuie să mă văd cu tine acum. Trebuie să ne vedem. Uite, jur, te-ai combinat cu ea? I-ai făcut ceva? Jur-te, măi, băiatule, mă. Jur-te că nu-i glumă. Într-un fel mi-ai făcut bine. E morții, mami. Gâtul mamei. Cum, mă, cum poate să facă mie una acasă? Dar n-am știut că este soția dumneavoastră. Eu frumos, mă ajută chestia asta. Te rog eu frumos, bă, băiatule, te rog frumos. De două ori am ieșit cu ea. Nu mi-ai spus că este maritata. Nu te-a spus că e maritata, nu? Nu. Tu e morții. Mamie de curvă penală. Uite, băiatule, uite, mă, jur-te, mă, dacă tu, e tras-o, povestește-mi și mie cum a fost, cum povestește-mi tot cu o crăb din bătaie, o omor. Dacă te simți cu musca pe căciul, nu spune ca să te apere. Bă, deci s-a întâmplat, când faci un bine, mă ajut, într-un fel mă ajut. Jur-te pe cei mai sfânt. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21 și a fost o farsă. Hai, domn... Vai, doamne! Uite, mă, ce mi-a făcut haita asta! Uite, mă, ce școală! Fii atent ce are în capul asta, mă! M-a trecut toate transpirațiile! Hai, doamne! Radio 21.